Bună seara, sunteți la decriptaj, sunt uh, Ovidiu Nahoi, invitat în această seară, mă grăbesc uh, să-l prezint, uh, domnul ambasador Lazar Comănescu, uh, ambasador sigur, fost ministru al afacerilor externe și ambasador uh, și reprezentant permanent la Uniunea Europeană timp de mulți ani, dar chiar și la NATO în uh, perioada de preaderare. A fost uh, o perioadă, cred că, foarte interesantă. Bună seara, domnule Comunescu, bun venit! Bună seara, domnule Nahoi și mulțumesc foarte mult pentru invitație și dați-mi voie să încep prin a vă spune că îmi face plăcere să fiu din nou la RFI. Vă mulțumesc foarte mult, plăcerea este și de partea noastră. Suntem la sfârșitul unei săptămâni în care s-au produs multe evenimente pe ruta București-Bruxelles, și încă evenimentele nu s-au încheiat, încă lucrurile sunt în curs, dar v-am invitat pentru a face așa o analiză de etapă. Joi săptămâna trecută, așadar, joia trecută a fost acea primă ședință a comisiei jurii. Doamna Rovana Plumb a fost dacă nu respinsă, cum s-a spus inițial, cel puțin uh, pusă într-o fază de suspendare, de reexaminare. Luni ar fi trebuit să aibă loc reexaminarea, s-a spus nu, doamna Rovană Plumb, ca și candidatul din Ungaria, de altfel Troceani nu poate îndeplini uh, funcția de comisar european. Asta ca să reiau uh, foarte repede uh, șirul, au apărut uh, destul de repede două nume. Pronunțate de doamna prim-ministru, și anume Danica și doamna Ciot de la Ministerul de Externe, și suntem acolo. Înțeleg de la colegii noștri și de la Bruxelles că nu există actualmente în programul audierilor candidatul român, deci e o neclaritate acolo. Dumneavoastră, cum ați privit tot acest proces? Domnule Nahoi, aflându-ne. Așa cum spuneam, și îmi face plăcere că sunt aici. Deci, aflându-ne la Radio France Internațional România, și ținând seama de contextul actual, de cele la care v-ați referit, toate astea mi-aduc de aminte de o frază. Care s-a comentat foarte mult atunci, că a fost justificată sau nu, încă istoricii, așa istorie contemporane mai discută. Dacă vă amintiți, în 2003, prin proces de luarea de decizii, de deci, unei decizii legate de intervenția în Irak, Președintele de atunci al Franței, referindu-se la poziția exprimată de țări central și este europene, inclusiv România, a rostit faimoasa frază Ils ont perdu une bonne opportunité de se taire. Au pierdut o bună ocazie de Parafrazându-l un pic... Și revenind la întrebările dumneavoastră, aș spune că toate lucrurile astea întâmplate legate de procesul de nominalizare a unor candidați pentru postul de comisar european la noi în România se poate traduce în, din nou în franțuzește, on a perdu. Une bonne opportunité un ne oportunitate pentru à al de la Românie. Adică am pierdut o bună ocazie de a nu acționa în sensul afectării negative, în, în maniera negativă a imaginii României. Și asta o spun cu părere de rău și vă și spun de ce. După ce în anul acesta România reuși, a reușit să dobândească o apreciere realmente pozitive, deci să dobândească un plus de percepție pozitivă despre ce înseamnă România ca stat membru al Uniunii Europene. Vă amintesc aprecierile și nu doar ale noastre, ci în primul rând ale partenerilor noștri din Europeană despre performanța președinției române la la, la Consiliul Uniunii Europene, vă reamintesc uh, summit realmente de succes de la Sibiu și pentru că uh, aseară ne-am întâlnit întâmplător la recepția uh, cu ocazia unificării Germaniei, probabil că nu v-a scăpat exact. o evaluare, o apreciere a ambasadorului german potrivit căreia cetățenii români au fost cei care au dat cea mai convingătoare dovadă și care a trebuit să inspire și pe ceilalți cetățeni europeni în ceea ce privește valorile europene, pro-europenismul exprimate acestea prin votul de la 26 mai. Deci, eram, cum să spunem așa, ne, ne găsim, ne-am găsit pe o pantă ascendentă care, cred că, a produs bucurie fiecărui cetățean român. Ei bine, ceea ce s-a întâmplat zilele acestea legate de Comisarul European vine contra acestei și mi-e îmi pare foarte rău că astea se întâmplă din partea unor autorități guvernamentale care clamează pro-europenismul și ori prin maniera în care s-a procedat în desemnarea candidaților, propunerilor românești pentru postul de comisar european, cred că constatăm o contradicție între afirmații și realități. Dar de, de ce spuneți asta? Păi vă spuse... Doamna Rovana Plumb, membru al Parlamentului păi... European, da. nu, nu s-a declarat vă... vreodată anti-european. Sigur, a fost acea campanie a PSD-ului în dacă ne uităm în puțin vremea, uh, Da, uh, înainte de alegerile da. europene, dar, bun, s-a spus Pai, că de acum uh, îl ștergem da. cu buretele Bine, ce a fost atunci și... atunci, haideți să, să fiu foarte concret, da? Da. Se, inclusiv pe fondul celor întâmplate cu candidatura doamnei Rovana Plumb, uh, s-a argumentat de către partea română că aici este vorba nu de, uh, uh, de cum să spun, de conformarea... Candidatului românești cu uh, cerințele comunitare, ci este jocul uh, unor uh, duble standarde, de exemplu, jocul opoziției românești din Parlamentul European, uh, uh, diferența între legislația românească și cea europeană legată de criterii de integritate. Ce vreau să spun că că toate aceste trei tipuri de argumente. Tocmai, cum se cheamă, contrazic abu, uh, afirmația potrivit pro uh, legate legată de pro-europerismul unor părți ale autorităților românești. Și am să vă explic de ce. Tocmai, haideți să le luăm da. pe rând. Dublu standard, standard. Acum, îmi vine în minte chiar astăzi. Am văzut că, apropo de faptul că, uh, virgulă, candidați din uh, alte țări stratați mai blând, uh, am văzut că. Uh, reprezentantul franței, deci, Sylvie Gular, ieri a fost, n-a fost acceptată de Comisia de Profil și... Da, dar după -au ce trecuse de Comisia Jurii. Bun, dar, dar, Păi procesul acum nu ne aflăm. Nu, ce vreau să spun este că nu cred că se pune problema de genul: că fiind vorba din de un candidat care aparține grupării din Parlament Renew, e tratată cu condescendență, cu așa permisivitate, atât timp cât n-a fost votată și urmează funcție de ce va clarifica în perioada în zilele care vin dacă va merge mai departe sau nu. Asta este o chestiune cu dublu standard. Al doilea a, diferența între legislație și legislația e, românească. A, în Aici a fost de... o discuție de de mare. A, aici și vreau să spun un singur lucru. Din nou este un argument care este de fapt neagă ceea ce spunem noi. Păi eu am mai spus-o și cu alte pilejuri când ai devenit stat membru și Constituția României a se vedea titlul 6, articolul 148, în special, dacă mi-am mi, dacă mi eu bine, articolele 2 și 4, alineatele 2 și 4, de acolo rezultă foarte, foarte clar următorul lucru. Atunci când între legislația unui stat membru și cea europeană, reglementările atare, că trebuie lucrurile astea văzute în sens larg de achi comunitar, Există discordanțe, prevalează reglementările, prevalează achiul comunitar. Și atunci, asigur că argumentul invocat de doamna prim-ministru uh, Dăncilă pe tema asta duce la o întrebare inevitabilă. Păi nu ne-a preocupat ca, inclusiv în materie de integritate, după 12 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, să conformăm legislația noastră în materie de integritate cu cea europeană? Despre asta este vorba. Uh, din nou, revenind la discriminări. Apropo de forțe de opoziție, nu e o apărare a nimănui că nu e, am niciun fel de problemă de afiliațiune politică, dar uh, s-a spus că e vorba de candidatul român care face parte din gruparea social-democrată și alții PPU ul de exemplu, e, sunt foarte vocali împotrivă. Da, dar tot PPU ul a respins un reprezentant al grupărilor, care este celungar. Deci, argumentele astea sunt, îmi pare foarte rău că trebuie să spun acest lucru. Sigur, ele pot, să, cum se cheamă, să meargă, ca să mă exprim așa, într-o manieră mai puțin academică, la oameni care uh, cunosc mai puțin în profunzime procesul comunitar, dar, totuși, un plus de, 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 de rigoare, mai ales, în o dată când clamăm că suntem pro-europeni, ar trebui să, să, să se vadă. Uh, mai departe, vă spun foarte sincer, ok, s-a întâmplat cu respingerea candidatului Rovana Plumb și s-au făcut, s-au avansat noi propuneri. E, nu vreau în să această fază, da. domnule Aici, Comunicu. aici, de asemenea, n-aș vrea, că am uitat să spun ceva, nu vreau să mă refer la nevoia de a se, cum să urma niște proceduri dacă nu strict, în sens juridic, așa, strict, putem să discutăm, dar în sensul așa, nu doar de literă și de spirit, există deja în România niște cutume și niște decizii ale curții constituționale legate de modul în care se desemnează candidații. Apropo de consultarea da. președintelui, apropo de avizul Parlamentului. Nu, nu e român, doar nu? apanajul guvernului? Păi, dacă citim foarte adică bine, tratatul cam așa spune. Păi, sau în, p -i, p -i, ei da, sunt da, trimiși de guvern, acum de statele de membre. Guvernul român, gu, bine, când vorbim despre guvernul unei țări, și aici putem să discutăm, vorbim despre executivul unei, unei țări. Ori la noi se face de, 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 de așa în arături, situația în care executivul are două componente. Ai executivul, guvernul propriu-zis, Piața Victoriei și ai Palatul Cotroceni. Am cu anumite atribuții executive. Și cu atât mai mult când este vorba de politică externă. Aici mie mi se pare că era firesc să fi existat un, nu știu, un dialog, o consultare, plus cealaltă uh, condiționalitate stabilită de însăși Curția Constituțională, consultarea Parlamentului, avizul Parlamentului. Deci, discuții. Dar și atunci, sigur că procedând de maniera aceasta, generezi poate fără să vrei, poate cu bune intenții, dar fără să-ți dai seama, generez, din nou, semne de întrebare. Las -o la o parte, de exemplu, că mie mi s-a părut, o spun cu tot respectul față de instituția primului ministru și de persoana care ocupă această funcție, doamna Viorica Dăncilă, dar maniera în care a găsit să prezinte cele nouă, două noi propuneri, de o manieră în care, eu, dacă aș fi fost, eu vă spun foarte sincer, nu, nu pot să spui când E o, o, o poziție foarte importantă aceea de comisar european. Și atunci, mie mi s-ar fi părut normal ca atunci când se prezintă încă alte două noi candidaturi, să faci foarte clar afirmația că sunt două candidaturi la fel de bune. Și sigur că rămâne la opțiunea apropo de gender policy, la opțiunea președintelui, cum se cheamă, numit, desemnat al Comisiei Europene să aleagă între, dacă este vorba de o, 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 o femeie comisar sau un bărbat comisar. Ori, am citit și eu, a fost prezentată și mai ales doamna prim-ministru a, a ținut să spună că, întrebată fiind despre cei doi, că ea, domnia sa, preferă pe Danica. Păi, și că dacă... Și, dacă e, e, Apare ca și când deci doamna șot ar fi așa fă Pentru că suntem Doamnul în B. continuare, A, Asta <laughs> este o chestiune. Și alt, alt lucru care pe mine m-a frapat. Nu poți să spui că, am, că am, am, am decis ca să avansez propunerea de două persoane, un bărbat și o femeie și în funcție de ce vor face e, Budapesta, ce vor face ungurii, vom vedea cum procedăm. Păi eu cred că aici e o chestiune care nu are nimic de a face cu ce face altă țară când eu îmi desemnesc propriii mei candidați pentru, pentru un asemenea post de o asemenea importanță și de la, cu, de, cu, cu un portofoliu de o asemenea importanță. Vi se pare, domnule ambasador Lazar Comănescu, vi se pare că... Există posibilitatea reală ca România să piardă acest portofoliu de transporturi? Sigur, trebuie să spunem că portofoliul de transporturi nu cuprinde banii pentru autostrăzi. Aceștia sunt la dezvoltarea regională, au fost niște B uh, discuții în spațiul public. E posibil că celelalte posturi s-au cam dat, adică da, nu știu ce dacă mai rămâne. Îmi permiteți așa o părere personală și nu mi-o luați ca dând dovadă de lipsă de modestie, dar v-ați referit la parcursul meu profesional și. Încă îndrăznesc să cred că nu-mi sunt străine sau nu-mi străin proiectul comunitar și evoluția lui și proceduri și tot ce înseamnă mecanisme decizionale și toate acestea. Sigur că da. La noi, mă rog, s-a avansat președintele de senat, Ursula von der Leyen, a propus pentru ocuparea de către România portofoliul transporturi. Da, absolut de acord că este un portofoliu important și am văzut că s-a creat așa o emulație în privința importanței aceste, acestui portofoliu și e, cum să vă spun, nu cred că se pune problema schimbării portofoliului, dar și dacă se schimbă. Acum vreau să vă spun că să fim, să analizăm lucrurile mai în profunzimea lor și acum mă refer la mecanismul de funcționare a colegiului care este, Comisia este un organ colegial, da? Deci n-aș merge să vorbim că un portofoliu este mult mai important decât celălalt. Aș vrea să spun, și acum revin din nou la obiectivul nostru fundamental, foarte, foarte mult depinde contribuția unui comisar de cât poate și cât știe și cât și-a însușit comisarul respectiv, persoana desemnată pentru a fi comisar, tot în ce înseamnă procesul comunitar de decizie, mecanica instituțiilor, oamenii cu care te... Pentru că poți să fii comisar pe un sector și să ai o influență extraordinar de mare și în alte sectoare. Deci aici pot să dau exemple, știu foarte multe, din Anii care i-am trăit la Bruxelles, vreo 15 aproape numai cu probleme europene și euroatlantice, dar și după aceea, în diversele mele alte postaze, procesele europene au fost totdeauna și îmi sunt și acum în foarte mare atenție. Deci, asta depinde de nivelul tipiza. de relaționare, de re, nivelul de, de cunoaștere de, al mecanismelor. Nivelul de relaționare, nivelul de cunoaștere a modului cum funcționează fiecare din instituțiile uh, Uniunii Europene, fie că mă refer la, la Comisia, ca atare, în interiorul ei, la relația Comisie-Parlament Comisia European, Comisie-Consiliu, Comisie-Statele Membre și multe alte chestiuni. Deci, aș. cum să spun. Re, uh, acceptând și fiind de acord că un portofoliu precum transporturile din perspectiva noastră a României este extrem de important, dar nu aș supra-licita și aș crede că alte portofolii nu sunt la fel de importante. Deci prezența acolo poate fi importantă dacă ai bagajul necesar, dacă vii cu el deci, de acasă. omul sfințește locul, domnule de Neahor. Deci funcționează și, și aici. Aș spune că uneori funcționează foarte, este foarte, foarte important acest aspect. Sunteți la decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi, suntem împreună cu domnul ambasador Lazar Comănescu, fost ministru de externe, fost ambasador al României la Uniunea Europeană, dar și reprezentant al României la NATO într-o anumită perioadă, așadar vorbim despre ce s-a întâmplat în relația bucurești bruxelles în ultimele zile am vorbit despre toată această aventură a desemnării candidatului român pentru uh, funcția de comisar european. Nu s-a încheiat, vom vedea cum se va încheia. Un comisar o să avem până la urmă că nu avem încotro, așa uh, scrie tratatul și așa va fi. Uh, dar, domnule ambasador, v-aș propune să aruncăm o privire mai generală asupra Comisiei Europene. Înainte și asupra de asta, mai vreau, vă rog, aveți o precizare a, a, da, de fapt. Da, aș vrea să mai. Că, cred că e important și așa tot din perspectiva pro-europenismului pe care uh, noi îl clamăm sau unii dintre noi îl clamăm și poate că în, în concret uh, prin ceea ce facem uh, ne mai îndepărtăm. Eu am apreciat și apreciez foarte mult apelul doamnei prim-ministru la ideea de a sprijini uh, și de a fi atent să nu uh, cum să vă spun... Uh, ce spuneam la, când am dat exemplu acela, m-am parafrazat pe fostul președinte al Franței care acum câteva zile ne-a părăsit. Uh, cum să vă spun? Uh, repet, apreciez aceste apeluri la a ne prezenta cât mai bine pe plan extern, de a, nu, de a sprijini orice candidatură românească, dar și aici... Uh, e o mică contradicție. Domnia s-a făcut apel în acest sens în cazul candidatul la propunerii pentru Comisia Europeană. În același timp, mă rog, sau cu puțin timp înainte, tot domnia sa aprecia că nu e bine ca candidatul de atunci acum a selectat pentru postul de procuror șef al parchetului european să, să fie numit, pentru că sunt niște chestiuni care, dacă se vor descoperi că sunt să, așa, poate că asta va afecta imaginea româniei, păi același lucru e valabil și în celălalt caz, adică păi da, dar vedeți, doamna, de, aici e dublă măsură. Dar aici se va spune păi iată dovada dublei măsuri, păi, că nu... o persoană asupra care a planau suspiciuni a fost acceptată și o persoană pe care noi am uh, propus-o și care avea cam același gen de suspiciuni, nu. Nu. nu a fost aici, acceptată. Nu. Aici Credeți? argumentul, contraargumentul după părerea mea imbatabil este următorul. Păi până când cineva, prezumția de nevinovăție este valabilă în egală măsură în ambele cazuri. Deci despre asta este vorba. De ce într-o parte să mergem pe ideea da, că... Dar de ce unul a fost acceptat și unul respins? Aici știți ce se întâmplă. Revin, omul sfințește locul. Dacă eu, nu, încă o dată, nu iau apărarea nimănui, dar totuși ne-aș crede că această comisie juridică, jurii uh, pentru justiție din Parlamentul European, este formată din oameni care nu știu ce înseamnă aspectele juridice și de integritate și așa mai departe. Deci, deci acel împrumut a creat deci, mari suspiciuni de Deci fapt, sunt astfel, semne de întrebare și dacă semne de întrebare există până nu le clarifici într-un mod convingător, asta este ți asume acest risc ești convingător, mergi mai departe nu ești convingător, ți se solicită argumente suplimentare nu le poți, poți furniza, se ajunge la situația la care s-a ajuns. Despre asta este vorba Nu, eu ce vreau să spun este ca să fim consecvenți cu noi înșine, dacă invocăm un anumit gen de argumente să avem suficientă forță să argumentăm de ce folosim diverse, anumite motivații și argumente. Și nu să lăsăm locul în care să fie foarte clar că este ceea ce se numește în, în englezește a biased approach, adică prin într-o parte sau alta funcție de anumite lucruri. Nu, ori suntem obiectivi dacă apălui fine, ori acceptăm atunci când suntem subiectivi. Am înțeles și să trecem și la provocările din fața Comisiei Europene. Chiar am văzut astăzi o știre în presa germană. Uh, Ursula von der Leyen uh, își amenajează locuința uh, sigur, în care va trebui să stea cât timp uh, va îndeplini această funcție chiar în uh, Palatul uh, Comisiei Europene la Doi Pași, o garsonieră acolo. Sigur, uh, glumind puțin, nu cred că uh, e o veste bună să, uh, să știi că șeful uh, locuiește la birou. <găgăgăt> ca atunci. Dar uh, asta, asta cumva totuși spune ceva despre uh, faptul că e conștientă de dificultatea muncii la care se încamă și nivelul și volumul extraordinar și dificultățile. Deci trebuie să fie acolo tot timpul Uh, e, e clar că se pregătește pentru ceva da. foarte important. Nu știți ce se întâmplă. Evident că diferențe între modul în care un președinte de comisie uh, vede ansamblu ca atare comunitar au existat și vor exista în, și de aici încolo, și de fiecare dată când sau la fiecare cinci ani când se schimbă Comisia Europeană, componența Comisiei au loc, găsim particularități sigur, a fost într-un fel, sensă, eu chiar într-un fel vorbesc de cei ce pe care i-am prins ce personal ce în în pot zi. să spun acum și cunosc am cunoscut și am urmărit direct toate comisiile de la Jacques Delors în Coace cunoscându-i pe toți președinții de comisie și mulți dintre comisari este Evident că perioada pe care o traversează momentul de față Uniunea Europeană, pot să spun, nu cred că am ezitări să o afirm, că probabil este cea mai complicată perioadă datorită evoluțiilor care, din cauza evoluțiilor care, la care asistăm, fie că vorbim despre unele fenomene. Din interiorul Uniunii Europene, din statele membre sau din afara Uniunii Europene, că sunt. Este foarte evident, după părerea mea, faptul că, dincolo de uh, sinuozitățile, problemele, dificultățile uh, uh, din interior, uh, sunt și factori exogeni care nu, nu sunt neapărat încântați. Să vadă Uni o Uniune Europeană tot mai puternică pe arena globală. Și de aici multe. Deci sunt este, este foarte, foarte multe, să spunem așa, sfidări la care trebuie să facă Uniunea Europeană. Față, brexit este și el cum este, ați văzut acum, sunt unele dezvoltări. Încă e prudent să fac afirmații în ce măsură propunerile de ieri ale premierului britanic vor deschide drumul spre un acord, spre un, nou, spre un, -a a, deal. un acord și să se evite da. nou deal-ul, dar deocamdată cel puțin mai am nevoie să mai mă uit mai atent în, la noile propuneri ca să pot să fac niște afirmații mai, mai, mai categorice. Deci și, și privind lucrurile prin această prismă și ținând seama și de, trebuie să nu putem ignora că Actuala Comisie, sau în primul rând, noul președinte al Comisiei Europene, am văzut și noastră, cum, cum a câștigat, cu ce pondere a câștigat voturile Parlamentului European. Toate astea tu, îndeamnă la, la prudență, la echilibru. Mai ales că este. Sigur că trebuie și sunt convins. Eu am cunoscut-o pe doamna von der Leyen, eram ambasador la, la Berlin, domnia sa. Am avut onoarea să, să discut cu domnia sa când, în calitate de ministra la părării și este. Ați văzut da, comentariile se spune că ar fi mai, sunt mai bine pregătită pe chestiunile strategice care țin de NATO decât pe eu, cele europene, care sunt foarte complicate. Acum, Vedeți, Uniunea Europeană, și asta e o chestiune, care o evoluție care mie mi se pare încurajatoare. încurajatoare. Pe fondul acestor evoluții și sfidări la scară globală, constatăm că Uniunea Europeană trebuie să își consolideze capacitatea în strategică. sensul cel mai larg de a, de a acționa și din perspectiva asta, un președinte al Comisiei Europene care a avut și experiența și experiența de ministru al apărării într-o țară în care chestiunile uh, militare de apărare sunt foarte sensibile la nivelul opiniei publice cred că asta îi oferă dacă vreți un, un, un avantaj poate să fie un avantaj pentru vi, act, viitorul că încă în putem, formal e încă viitorul președinte al Comisiei Europene, în a gestiona inclusiv dezvoltări importante cum sunt, cum este cea legată de cooperarea structurată de permanentă. Deci, că este nevoie, sigur că da, într-un context transatlantic, care să nu se pună în discuție relația transatlantică, dar la transatlantismul acesta există două părți ale transatlanticului și atunci este foarte important ca de ambele părți să se acționeze în aceeași direcție. Și și... Să există o deschidere deocamdată da. o cu atât mai mult cu cât vedem cum, ce, ce, cum se întâmplă lucrurile, cum, ce evoluții uh, au loc și în Europa și dincolo de Atlantic uh, la nivel uh, intern în fiecare dintre dintre cele două zone. Destul de, de uh, neclaritate și într-o parte, parte și în alta. Și asta, din nou, asta mă face să afirm că în ciuda acestor devoluții, sinuozități, setback uri să folosim uh, frangleu, cum s-ar zice, este evident că Europa și când zic Europa, fie și fiecare stat membru al Uniunii Europene, pentru Europa și pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene, nu poate, în mod serios și profund gândind, să existe alternativă la o Uniune cu tot mai puternică. Și pentru asta este nevoie de oameni care să aibă capacitatea de leadership, să aibă capacitatea de management a unor procese de asemenea mare complexitate, inclusiv, pentru că asta e subiectul de astăzi, să avem în Comisia în Europeană membri Comisiei personalități autentice și cu capacitatea și forța de acțiune. Nu vreau acum să fac comparații cu comisii anterioare, dar așa din când în când mi-aduc aminte ce forță avea președintele de atunci al Comisiei Europene, când eu mi-am început cariera diplomatică la Uniunea Europeană, președintele de lor. Între timp am fost și și de actuala comisie sunt personalități autentice, dar revin, este extrem de important ca organismul în ansamblu -o să fie puternic. Domnule ambasador Lazar Comonescu, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi în această seară și am vorbit despre Comisia Europeană, despre propunerile, propunerile deja românești și despre ceea ce stă în fața acestei comisii în vremuri destul de complicate. Eu vă mulțumesc foarte mult și cred că, așa cum spuneam, dincolo de complexitatea zilelor de astăzi există suficiente de motive de a rămâne optimiști. Să rămânem optimiști așadar, iată mesajul cu care încheiem decriptajul din această seară, dar desigur ne auzim și joia viitoare și până atunci numai bine!